În ambulanță se aflau o mamă cu un copil care avea febră mare. Pe DJ 701, în localitatea Braniștea, ambulanța nu și-a mai putut continua drumul pentru că a fost izbită în plin de o altă mașină. Șoferul autoturismului spune că a încercat să evite un alt autovehicul care se angajase într-o depășire periculoasă. Venea salvarea dinspre Târgoviște, eu mergeam spre Târgoviște. Și imediat, deci până să întâmple accidentul, a intrat în depășire o mașină, un Ford Mondeo. Eu am evitat, am tras dreapta ca să nu mă lovesc frontal cu el. Și ați intrat în coliziune? Da, nu, am dat un derapaj. În derapaj m-am învârtit și am atins salvarea. Salvarea era în misiune, avea... Da, era exact cum este și acum. Frontal cu centura, nu cu airbag-ul. Care a făcut o triplare și celălalt participant la trafic a intrat în noi după ce a încercat să evite pe cel care a făcut triplare. A încercat și eu să evite, a ieșit pe acostament și după acostament a venit în ambulanță. Pacienții sunt ok? Da. Ce probleme aveau? Un copil cu febră. Îl duceați unde? La Găști. Atât ambulanța cât și autoturismul au fost serios avariate. În urma accidentului a rezultat o victimă rănită, chiar asistenta de pe ambulanță. Atât femeia cât și pacientul cu febră au fost preluați de alte echipaje și duși la spital. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.